Ie zâmbește. Bună dimineața. Noi, cum am promis, ne ținem de cuvânt, suntem la Red Nord Fălești împreună cu mama puiului și cu vecina. Am plătit deja facturile și mergem să vedem care e procedura mai departe. Ia uite, facturile sunt gata, achitate. Cam așa. Hai, înăuntru. Ține, deci... Da, vă spun după ce filmez. Noi... Mai departe, care e procedura? Să colectezi retrondul, conectează timp de două zile lucrate. Da, am înțeles, facem. Noi mergem după ce am achitat, tot ne-au promis că vin serviciile speciale ale statului să tragă energie electrică la Pruteni. Împreună cu vecina și cu stăpâna casei. Mergem să vedem. Dar mă tic, băieții deja au ajuns, din câte înțeleg eu. Încă nu, dacă nu, o să ajungă. Bună ziua, Sebe și Cuțu. O săptămână în urmă era zăpadă, acum s-o tochit tot. Ce faci, Sebe? Unde duci? Sebastian? Unde duci? Azi venim să tragem energie electrică. Așa cum ai vrut, până la Crăciun, tămană energia vine. Ască, să vedem întâi cum vin. Acu, hai, dă, apuc cartofii. Așa, mai aducem și mai găsim în șer. Am mai venit odată. Până nu rezolvăm, până vin băieții cu energie electrică, mai ducem și mai găsim la gospodăria fetei. Așa, du-l înăuntru. Hai, dă-l în jos, așa. Dragi prieteni, eu nu vreau să fiu răutășios, eu am auzit multe lucruri, mult încearcă să mă înviețe și trebuie de făcut cum trebuie de făcut. Mi-e îmi pare rău un lucru, ca și constatare. Noi ar fi trebuit să fim mai buni, aici e vorba de o comunitate întreagă, e vorba de toată Republica asta noastră. Mobilizare, solidaritate începând din satele noastre. Toată lumea doar știe că avem 3, 4, 5 familii care o duc mai greu în satele noastre. N-ar trebui să judecăm pe nimeni pentru că nu se știe unde vom ajunge noi mâini poi mâini. Solidaritate, noi 3, 4, 5, 10, 15 familii de gospodari pot să aibă grijă de 2, 3, 4, care o duc mai greu, mai rău, care nu au energie electrică, de exemplu. Așa că solidaritatea se pornește de jos în sus. Când cerem solidaritate, da, e adevărat că instituțiile statului sunt paralizate. E adevărat, nu pun la îndoială, știu. Pentru asta există o guvernare care ar trebui să pună presiune și reforme adevărate ca instituțiile statului să lucreze în regim normal, nu în regim de pompieri. Că aici au buhnit, că acolo trebuie de intervenit, că acolo nu sunt bani, că acolo e greu, că acolo e problemă, că aici nu este de lucru. E adevărat, mult avem de muncit pentru ca instituțiile statului să funcționeze. Dar avem probleme noi. Noi, moldovenii. Un neam care eram solidari, la clacă, munceam împreună, sărbătoream împreună, ceva s-a întâmplat cu noi. Ori televizorul ăsta ne-a nebunit de cap, ori ceva s-a întâmplat cu noi, că noi ne-am rășit ca neam. Am devenit cumva haini, străini, trăiești peste drum și nu mă interesează ce se întâmplă în ograda vecinului, să moară capra vecinului. Ia uite așa e asta, dar ia uite așa e asta, mă, sunt situații diferite în viața asta. Diferite sunt, așa că haideți să fim solidari între noi. Eu sper că noi vom începe niște reforme de jos în sus ca să avem conducători buni care țin la neamul ăsta, trebuie să fim cumva de jos mai buni. De jos să nu acceptăm prostiile dintre noi, să nu acceptăm invidia, ura. De jos, să fim solidari, uniți, satele, sat cu sat, sat cu sat. Cât am rămas, că am rămas o mână de moldoveni. Și atunci nu vom accepta nici pe vertical în sus să ajungă Șor, Dodon și alți idioți la conducere până la vârful piramidei. Astăzi avem o misiune importantă. Tragem energie electrică. Și lasă-l cățel, o fugi cu câinele, țoară. Lasă câinele! Adă câinele înapoi! Bună ziua! Ați venit să ne aduceți lumină? Vă rugăm foarte mult, vă așteptăm cu mare drag. Iată, ăsta e. Spate eu să văd. Contorul stare, o dată.
Ia că tu ești stăpâna, eu să mai uit și mai ești. Câinele scăpat de Sebastian. Da, un ții contorul? Așa, las că e bun, las că băieții o să tragă, să fac tot ce trebuie. Ce faci? La școală nu ești? Nu, în vacanță. Vacanță. Facem azi... Ia uite, cine o trecut pe ei? Bravo băieților! Foarte operativ, neașteptat astăzi, am scris cerere și astăzi au venit. Într-o oră de vreme. Mulțumim domnul director Alexandru! Haideți să vedem cum le conectăm. Misiune specială, la tine au venit oameni și tu umbli pe drum și de jos. Vine că tu ești bărbat! Vine și monitorizează procesul. Tu ai comandat lumină. Văd că te-ai aprins la ta fugăreală. Ai făcut cunoștință cu domnii ăștia? Da. Și ce-și fac ea, mu? Ce? Trag energie electrică. De Crăciun ai să ai lumină. Hai să-i șerbântat. Tragi în jos sau în sus? Sus. Jos. Jos. Ha, tu jos sau sus? Că de-am mai... Dă, trage înapoi. Stai că s-o rupt. Ține, eu să țin. Hai. Hai, trage. E, tu-i mama lui. Dă, cumva. Amândoi lucrăm. Ține. Gata, ajungi. Ia vine să vezi tu. Nene, fac minuni. Ia uși fac ei. Ia treabă și fac ei. Și se uite la tine. Moș electric. Hai să dacă nu te porți frumos cu dânsul, ți-o tai, dar dacă te porți frumos, ți-o duc și înapoi. Sfântul Vasile cu lumina au venit. Asta ai vrut, ai să arăt la Moș Crăciun. Energie electrică. Am uși, vedem cum fac băieții. Ori le punem o horiș, ori... Ei ați fac tot cum trebuie. Și anul ăsta, de Crăciun... Așa, serios. Ia ca așa, să monitorizez, nu-mi plac cu joaca. Noi împreună cu Sebastian, așa cum ne ținem de cuvânt, bărbații, adevărat, țin de cuvânt. Tragem lumină lui Sebastian. Cu ajutorul multor băieți de treabă, care au văzut povestea lui Sebastian. 1,5 milioane de moldoveni s-au uitat la Sebastian, cum a zis că vrea și vrea lumină. Lunienă. Lunienă. Și iată amuja să pornească luniena. La anul nou ai primit cadouri, dulciuri. Cum ai sărbătorit? A? Ce ai mâncat azi? Mâncare. Mâncare ai mâncat. Mă adică ai răcit. Corhmoșii. Dar văd că fugi prin drum, ai gătuit câinile, au scăpat câinile de tine. Stai aici până tragem lunină să nu te duci, că Doamne ferești, tu ești stăpân așa. Tu ești bărbat. Ia că așa e. Mi-ți dacă cu inimă. Hai, dar trebuie de cele călduroasă. Călduroasă trebuie să cizmi. Ori e glodeam, gata. Vecina noastră dragă, da, datorită mă bucur, ei. Mă bucur că îi trageți lumină. Da. Datorită dumneavoastră. Ne ținem de cuvânt. Sunteți un om cu suflet mare. Așa e. Asta trebuie să facă instituțiile statului. A? Stai că suflă mușii. Hai. Hai suflă, nu te rușina. Așa. Am văzut că autoritățile au emoții multe din autorități. Că ele, dacă nu au făcut ele, nici alții să nu facă. Noi nimic. Noi nu ne uităm la ei. Noi suntem mai tari. Să ne domnule scară.
O să ne spună. Hai, Sebi. Sebi face bulgări de zăpadă. Se gătește. El de-am fericit ca să aibă energie electrică. А, по итресу. Да? На минимум требует надо. Да, будет свет, да. În secolul 21 ne bucurim de lumină. Urmează zboară în cosmos. Lumea de anti-Mars vor să duc. Fac, da, populează Marsul. Da, și să mai scos o leacă. Gata! Aia, păi... Deci, eu până nu văd, nu cred. Noi, ei... Deci, să vedem. Noi ne ținem de cuvânt. Mulțumim! Hai, dușii! Ian, după câte luni, fără energie electrică, unde-i? Unde-i, mamica? Este lumină. Ian? Unde-i Sebastian? Sebastian e afară. E afară. Până am adus pe Sebastian, dar stai de ce n-a? Zi! Mămică, ai crezut înainte de anul nou când am venit la tine? Nu am crezut așa ceva. Deci nu m-am așteptat. Eu m-am venit, nu ești doamna primăriță, că o zic eu sunt de vină, dar eu nu am nicio vină. Lăsați-o pe doamna primar. Noi așa s-a întâmplat cu rămas... Eu nu sunat, eu n-am nicio vină. Zici că soțul tău a făcut datorii și a soțul scutătul de la casă. Soțul nu a achitat lumina, nu sunt eu de vină. Că eu deși am fost plecată și soțul nu a achitat și eu tăiat lumina. Și eu doamna aici am venit și am trăit... Câte luni ai stat fără lumină? 3, merg 4. 4 luni. Da, fără de lumină. Asta... Sebi, vină coași, că aici e vorba de tine. Ia lumină, Sebi, tu. Ia, vină coași. Lasă sandalele jos. Aia, tu-i. Sebastian, vină să te bucuri că tu ești cel mai important aici. Că tu ai vrut lumină. A, e căldos la... Ia uite, ce se vede? Ce se vede? Este lumină. Aia trăiești lângă mai mica, trăiești puiul. Ia că așa e. Noi anul ăsta am fost Moș Crăciun pentru voi. Și pentru Sebi, pentru că el a zis. Ia spune-le la cei care au urmărit și au contribuit ca tu să ai lumină. Ce le spui? Spui care au spus de mine, mulțumim. Mulțumesc. Frumos. Care de rău... Ia la de serios. Ia că așa, mămica, să știi că sunt și oameni buni în viața asta. Mulțumim. Care nu sunt indiferenți. Aici e vorba de comunitate. Comunitatea ar trebui să fie așa. Bravo, curățelă, i-a aranjat, mai găsim și lemne. O mai venit oameni să vă ajute cu ceva. Nimeni. Nici nu a venit să ne întrebi, să ne vadă. Nu, dar de când am făcut săptămâna trecută, da, filmul... Da, au mai fost doi oameni, două familii și încă doi bărbați au venit. Zi, mulțumim! Eu cumpăra lui Sebi Sani. Sebi Sani are. Da. Ne-a râs Sania? I-am dat și roade din casă. Las că ne duci, mamuș. Hai că... Hai, și vecina? Mă bucur că văd și o lumină la copilașii ăștia. Eu ne-a făcut o milă și copilașii ăștia ne-a fost tare jale. Toată lumea și vorbește, mă bărfește. Lasă, dar eu am făcut un gest bun, eu mă gândesc. Asta-i. Bravo. Lor le știu de când au făcut ei, vă spun eu. Eu s-o cot că am făcut un gest bun. Și Dumnezeu să le dea. Unde-i Sania lui Sebastian? Unde-i Sania lui Sebastian? O, uite, dar pe-și calță gine. O, Sebastian e cu Sanie. Sanie e cu zurgălei, dar când s-a adus Sania s-a tochit zăpada. Am uit de cizmi de cauciuc.
Bravo, Sebastian! Noi nimic. Ați văzut că noi ne ținem de cuvânt. Noi cu Sebastian, doi bărbați a neamul. Unul e mare, dar unul crește. E serios tare, el a bătut fetele cu zăpadă până acum. Noi le spunem mulțumesc pe această cale tuturor celor care au venit cu o mână de ajutor, cu un gând bun. Invidioși și ăștia care comentează să rămână pe seama lor. Noi nu îi băgăm în seamă, că de ăștia trebuie să existe. Întâi țatele sunt de ăștia care să dau cu părerea, de ăștia care la poartă, care ies și povestesc și dau. Ei tot știu, ei tot cunosc. Noi ne bucurăm și de dânsii, că fără dânsii ar fi trist. Noi am făcut o acțiune, noi am făcut un gest, pentru secolul 21 e o rușine. Și asta vrem să atragem atenție statului și instituțiile statului și deputații și ministri care stau în birouri, că trebuie să funcționeze statul. Statul trebuie să lucreze. Noi vă salutăm de aici cu drag. Așa este, Sebastian. Adem la Săniuș. Luăm Sania și ne ducem să vedem dacă mai găsim. Gata, mama auzi, îți mulțumesc pentru dânsul. Noi nimic. Adem, el s-a pierdut, a văzut atâția oameni. Hai să spunem mulțumesc la cei care au tras lumină. Așa-i. Hai că aici e călduță, e ghine. Dar aici e ghine, mă. Cum vine? Ian? Aprindeți lumina să vedeți dacă ies. Așa, așa. Întrebări la noi aveți? Nu, mulțumim! Vreau să vă întreb, că nimeni a spus că cabul trebuie achitat, da? Nu trebuie achitat. Noi vă spunem mulțumim și domnului director, mulțumim și dumneavoastră pentru operativitate. Fantastic! Sunteți bravo! Ați contribuit și Cuțu! La mulți ani! Mulțumim și Sfântul Vasile! Și cu Sfântul Vasile, da! Hei, hei! Lumina pornită! Iată așa am făcut o familie fericită. Datorită vecinii... Dumnezeu vă dea sănătate. Da. Datorită dumneavoastră, ea că ei au lumină, sărașii copii. Ei așteptau lumina asta. Cred că Dumnezeu le-a ajutat. Dar nu a ajuns ministri, deputați? Nu, ăștia greu ajung la noi. Greu. Dar p-am votat pentru oamenii buni. Am votat pentru toți, da. Oamenii buni. Azi că nu-i nimic, o să fie bine. Sebastian, unde-i Scania? La mulți ani, gata, fugim. Hai că rezolvăm și cu asta. La revedere. La să-l dă-i pași, că el e fericit. Eu vreau să vă mulțumesc pe această cale, dragi prieteni. Sunteți fantastici. Care vreți, comentați în continuare. Dar noi mergem să lucrăm, să facem acțiuni concrete. Acțiunile vorbesc, nu bârfile, nu vorbile, dar acțiunile. Din numele bărbatului vorbesc acțiunile. Vă cuprind.